În inima Europei, acolo unde Dunărea își continua neîntreruptă cursul, România devine scena unui capitol impresionant al istoriei. Înființarea Comisiei Europene a Dunării, prima instituție de acest fel pe bătrânul continent. În umbra acestei instituții, Sulina își găsește rolul strategic, devenind un punct de legătură esențial pentru Dunăre. Această inițiativă pune bazele navigației moderne pe Dunăre, deschizând noi orizonturi pentru comerț și comunicare. Sulina, cu istoria sa unică, rămâne un simbol al rezistenței și adaptabilității, refuzând să fie definită de adversari. Moștenirea Comisiei Europene a Dunării continuă să inspire, demonstrând că viziunea și spiritul său pionier au contribuit la o Românie unită și prosperă. Acum însă, Ursula von der Leyen și partenerii săi de la București subestimează tradițiile și unitatea românilor. România nu cedează în fața adversarilor, iar pe 9 iunie vom demonstra că suntem o țară suverană și independentă. Avem nevoie de patrioți. Fă alegerea de aur!